Biserica își cheamă fii răspândiți pe întregul pământ să se adune pentru a vegea rugăciuni. Să retrăim misterul morții și al învierii lui Hristos, ascultând cuvintele sale și primind Sfintele Sacramente. Iar Hristos înviat ne va întări speranța că și noi vom lua parte la victoria sa asupra morții și vom trăi împreună cu el în Dumnezeu. Să ne rugăm! Dumnezeule, care prin Fiul Tău ai dăruit credincioșilor Tăi focul strălucirii Tale, sfințește acest foc și dă-ne harul ca în timpul acestor sărbători ale Paștelui, astfel să ne înflăcărăm de dorință cerești, încât să ajungem cu sufletele curate la sărbătoarea strălucirii cerești, prin Hristos Domnul nostru. Și al minții. Procedam. Thank you.
Trezați de bucurie, voi îngerilor oștire cerească. Bucurați-vă voi toți cei care îl slujiți pe Dumnezeu, vestiți cu sunete de trâmbițe, biruința unui împărat atât de mare. Bucură-te și tu, pământule, învăluit în atâta lumină, căci împăratul cel veșnic te-a îmbrăcat în strălucirea sa și a izgonit întunericul nopții tale. Tresaltă de bucurie, Sfântă Maică Biserică, împodobită cu splendoarea luminii sale, să răsune acest sfânt lăcaș de strigătele puternice ale mulțimii. De aceea, fraților prea iubiți, adunați în jurul acestei sfinte lumânări, împreună cu mine implorați îndurarea lui Dumnezeu cel atotputernic, pentru ca El, care m-a ales fără vrednicia mea, în rândul slujitorilor Săi, să reverse asupra mea strălucirea luminii sale, ca să cânt lauda acestei lumânări. Domnule să fie cu voi. Coloana cea luminoasă.
și unește cu sfinții pe cei care cred în Hristos. După ce au fost smulși din stricăciunea lumii și din întunericul păcatului. Aceasta este noaptea în care Hristos, rupând legăturile morții, se înalță biruitor din adâncuri. În zadar ne-am fi născut, dacă n-am fi fost răscumpărați. Cât de minunată este bunătatea și îndurarea ta față de noi. O admirabilă revărsare a dragostei pentru a răscumpăra pe sclav, l-ai dat pe însuși Fiul tău. O păcat al lui Adam, datorită ție a murit Hristos, care te-a nimicit și ne-a adus mântuirea. Fericită vină, pentru că ai avut parte de un răscumpărător atât de mare. Da, cu adevărat fericită noapte, numai ție ți s-a dat să cunoști ora în care Iisus Hristos a înviat din mort. Stinge dușmanile, aduce înțelegerea, frânge silnicile. O noapte cu adevărat fericită, tu ești aceea care ai împăcat cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu omul. În această noapte a Harului, primește, Părinte Sfânt, ca jertfă de seară această cântare de laudă și flacăra acestei lumânări pe care ți oferă Sfânta Biserică prin mâinile noastre. Iată înțelesul acestei lumânări pascale pe care am aprins-o în cinstea lui Dumnezeu de la focul binecuvântat. Deși flacăra ei a fost împărțită la atâția, ea nu și-a pierdut nimic din strălucirea sa. Te rugăm așadar, Doamne, fă ca lumânarea aceasta sfințită în cinstea numelui Tău să lumineze fără încetare ca în această noapte să risipească întunericul. Primește-o ca pe o jertfă plăcută
celor prea iubiți, după ce am început cu toată solemnitatea această priveghere, să ascultăm cu inimile liniștite cuvântul lui Dumnezeu. Să ne gândim cum a salvat Dumnezeu odinioară poporul Său și în cele din urmă l-a trimis ca Mântuitor pe Fiul Său. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ducă la desăvârșire opera de mântuire începută de misterul morții și învierii lui Hristos. Din Cartea Facerii. Pe când Avram locuia în țara filistenilor, Dumnezeu l-a pus la încercare. Avrame, i-a zis Dumnezeu. El a răspuns, iată-mă. Dumnezeu i-a zis, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în ținutul Moria și jertfește-l acolo ca ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus samarul pe măgarul său și a luat cu el doi slujitori și pe Isaac, fiul său. A tăiat lemne pentru jertfă și a pornit la drum spre locul pe care îl indicase Dumnezeu. A treia zi, ridicându-și Avram ochii, a văzut de departe locul acela. Atunci a zis Avram slujitorilor săi, rămâneți aici cu măgarul, iar eu și copilul ne ducem mai încolo să ne închinăm. După aceea ne vom întoarce la voi. Avram, luând lemnele pentru jertfă, le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul său, iar el a luat în mâini focul și cuțitul și au plecat împreună. Pe drum, Isaac i-a spus lui Avram, tatăl său, tată, iar Avram a răspuns, ce este fiul meu? Isaac a spus, iată focul și lemnele, dar unde-i oaia pentru jertfă? Avram însă a răspuns, fiul meu, va avea Dumnezeu grijă de oaia pentru jertfa sa. Și s-au dus mai departe împreună. Când au ajuns la locul pe care îl arătase Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. Apoi l-a legat pe fiul său Isaac, l-a pus pe altar deasupra lemnelor, a întins mâna și a luat cuțitul ca să jertfească pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cer zicând, Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns acesta. Iar îngerul i-a zis, nu-ți ridica mâna asupra copilului și nu-i face niciun rău, căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât pentru mine n-ai cruțat pe singurul tău fiu. Avram a ridicat ochii și a văzut la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. A luat, deci, berbecul și l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a numit locul acela, Dumnezeu va avea grijă. De aceea se zice și astăzi, muntele unde Domnul va avea grijă. Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Avram și i-a zis, mă jur pe mine însumi, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău pentru mine, pe singurul tău fiu, te voi copleși cu binecuvântări și îți voi înmulți urmașii atât de mult, încât vor fi ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și neamul tău va stăpâni cetățile dușmanilor tăi. Prin neamul tău toate popoarele pământului vor fi binecuvântate, pentru că ai ascultat de porunca mea. Cuvântul Domnului. Mulțumim, Dumnezeu!
este soarta mea. Îl am mereu în fața ochilor mei pe Domnul. Dacă El este la dreapta mea, eu nu mă De ce strigați la mine? Poruncește fiilor lui Israel să pornească. Tu însă ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna asupra mării și desparte-o, ca să treacă fiii lui Israel prin mijlocul mării ca pe uscat. Iată, eu voi împietri inimile egiptenilor ca să poată să meargă pe urmele voastre. Eu voi triumfa pe slava mea asupra lui Faraon și a întregii sale oștiri, asupra carelor lui și asupra cărăleților lui. Vor ști egiptenii că eu sunt Domnul când voi triumfa spre slava mea asupra lui Faraon, asupra carelor și cărăleților săi. Îngerul Domnului, care mergea în fruntea armatei lui Israel, și-a schimbat locul și mergea în urma lor. Stâlpul de nor s-a ridicat dinaintea lor și s-a așezat în spatele lor. Astfel a trecut și el și a stat între tabăra egiptenilor și tabăra fiilor lui Israel. Acest nor era întuneric pentru unii, iar pentru ceilalți lumină în timpul nopții și toată noaptea n-au putut să se apropie unii de alții. Moise și-a întins mâna asupra mării. Domnul a lungat marea toată noaptea cu un vânt puternic, dar l-a răsărit și a transformat-o în uscat. Apoi s-au despărțit, iar fiii lui Israel au intrat prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat, iar apele erau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii, urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării, cu toți caii lui Faraon, cu carele și cărăreții lui. Dar spre ziua Domnul a privit din stâlpul de foc și din spre nord, spre tabăra egiptenilor, și a umplut tabăra egiptenilor de spaimă. A făcut să sară roțile de la carele lor, încât cu greu mergeau carele. Atunci au strigat egiptenii: să fugim din fața lui Israel.
că Domnul se luptă pentru ei împotriva noastră. Domnul i-a spus lui Moise, întindeți mâna asupra mării ca să se întoarcă apele asupra egiptenilor, asupra carelor lor și asupra cărăleților lor. Și a întins Moise mâna asupra mării și spre ziua s-a întors marea la locul ei. Egiptenii fugeau împotriva apei și i-a înecat Dumnezeu pe egipteni în mijlocul valurilor. Apele s-au tras la loc și au acoperit carele și cărăleții întregii oștiri a lui Faraon, care intrase după izraeliți în mare și nu a scăpat niciunul dintre ei. Fiii lui Israel însă au trecut prin mare ca pe uscat și apa le-a fost ca un zid la dreapta și la stânga. Așa i-a salvat Domnul în ziua aceea pe izraeliți din mâinile egiptenilor și au văzut fiii lui Israel cadavrele egiptenilor pe țărmul mării. A văzut Israel puterea cea mare pe care au folosit-o Domnul împotriva egiptenilor. S-a temut poporul de Domnul și a crezut în Domnul și în Moise, slujitorul lui. Atunci Moise și fiii lui Israel au cântat Domnului această cântare. Să cântăm Domnului, căci mare este biruința sa. Să cântăm Domnului, căci mare este biruința sa. Să cântăm Domnului, căci strălucită este biruința sa. A aruncat în mare calul și călărețul. Domnul este puterea și mărirea mea, căci El m-a salvat. El este Dumnezeul părinților mei, pe El îl voi preamări. Să cântăm Domnului, căci mare este biruința. Cel atotputernic este numele Lui. A aruncat în mare carele și oștirea lui Faraon, căpetenile de seamă le-au necat în Marea Roșie. Să cântăm Domnului, căci mare este biruința. Adâncurile s-au dus la fund ca o piatră. Mâna ta, Doamne, și-a arătat puterea. Mâna ta, Doamne, l-a lovit pe dușman. Să cântăm Domnului, căci mare este biruința. Poporul tău și îl vei așeza pe muntele care este moștenirea ta, în locul cel mai puternic pe care tu, Doamne, ți l-ai ales ca tron, în lăgașul tău cel sfânt pe care l-au zidit mâinile tale.
Numele Lui este Domnul oștirilor. Răscumpărătorul tău este Cel Sfânt al lui Israel. El se cheamă Dumnezeul întregului pământ. Ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, te cheamă Domnul înapoi. Oare poate bărbatul să-și uite soția luată în tinerețea lui? Zice Domnul Dumnezeul tău. O clipă te-am părăsit, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie mi-am întors fața de la tine pentru o clipă, dar în iubirea mea veșnică mă voi îndura de tine, zice Domnul, răscumpărătorul tău. Acum voi face ca în vremea lui Noe, când m-am jurat că apele potopului nu vor mai cuprinde pământul. Tot așa mă jur și acum, că nu mă voi mai mânia împotriva ta și că nu te voi mai mustra. Munții pot să se mute din loc și dealurile să se clatine, dar dragostea mea nu se va îndepărta de tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, Cel care te iubește. Sărmane Ierusalime, lovit de vijelie și nemângâiat, iată, te voi clădi din pietre prețioase și îți voi așeza temeliile pe pietre de safir. Îți voi face crenerurile din rubin și porțile tale din cristal, iar zidurile de împrejmuire din pietre nestemate. Toți copiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și se vor bucura de mare fericire. Vei fi clădită pe dreptate, la adăpost de oprimare, de care nu va mai trebui să te temi, eliberată de orice groază, căci aceasta nu se va mai apropia de tine. Cuvântul Domnului. Sufletul meu te dorește pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu te dorește pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cerbit. Când îmi va fi dat să văd fața lui Dumnezeu. Sufletul meu te dorește pe tine, Dumnezeule. Îmi trește inima când îmi aduc aminte cum mă îmbulzeam prin mulțime până la casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și de laudă, al unei mulțimi sărbătoare. Sufletul meu te dorește pe tine, Dumnezeule. Trimite-mi lumina și adevărul tău, ele să mă călăuzească, să mă ducă la muntele tău cel sfânt și în lăcașurile tale. Sufletul meu te dorește pe tine, Dumnezeu. La Dumnezeu care este bucuria și veselia mea, voi proclama în imnurile mele că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu meu.
Gloria in excelsis Deo. Cu trupul și cu sufletul,
Să-ți slujim în curăția inimii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Pavel către romani. Fraților, nu știți voi oare că toți cei care am fost botezați în Hristos Iisus, într-o moartea Lui am fost botezați? Prin botez am fost înmormântați împreună cu El într-o moarte, pentru ca să trăim o viață nouă asemenea Lui Hristos, care a înviat din morți prin atotputernicia Tatălui. Căci dacă am fost uniți cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, atunci vom fi uniți cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Căci noi o știm. Omul cel vechi din noi a fost răstignit împreună cu Hristos, pentru ca acest trup păcătos să fie redus la neputință și să nu mai fim sclavii păcatului. Căci cel care a murit este eliberat de păcat. Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom trăi de asemenea împreună cu El, căci noi o știm prea bine. Hristos, înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. El a murit. A murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar acum trăiește pentru Dumnezeu. Așa și voi. Socotiți-vă că sunteți morți pentru păcat, dar că trăiți pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cuvântul Domnului.
Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. După ce a trecut sâmbăta, în zorii zilei întâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie s-au dus ca să vadă mormântul lui Iisus. Și iată, a avut loc un mare cutremur de pământ. Îngerul Domnului a coborât din cer și a răsturnat piatra și s-a așezat pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea albă ca zăpada. Străjerii au fost zguduiți de frică și au rămas ca morți. Îngerul, adresându-se femeilor, le-a zis: Nu vă temeți, știu, îl căutați pe Iisus cel răstignit. Nu este aici, căci a înviat, precum a zis. Veniți și vedeți locul unde a zăcut. Mergeți îndată și spuneți ucenicilor săi: A înviat din morți și merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată ce aveam de spus. Ele atunci au părăsit mormântul în grabă, cuprinse de frică și de bucurie mare, și au alergat să dea de știre ucenicilor lui. Și iată că Iisus le-a ieșit în întâmpinare și le-a spus: Bucurați-vă! Ele s-au apropiat, i-au cuprins picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a spus: Nu vă temeți! Mergeți și dați de știre fraților mei ca să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Fraților prea iubiți, în această noapte sfântă, cu Iisus Cel care a întâmpinat femeile sfinte și le-a spus: Bucurați-vă! Mă îndrept spre dumneavoastră toți cu inima plină de credință și vă spun: Bucurați-vă! Salut cu bucurie la această Sfântă Liturghie de Sfântă Înviere pe toți părinții noștri. Salut pe toți credincioșii noștri, pe toți oaspeții noștri. Într-un chip deosebit salut la această Sfântă Liturghie pe doamna ministru Barbara Stamm din München, Germania, care este cu o delegație aici la noi și ne-a adus această lumânare sfântă. Vă salut pe voi, dragi și iubiți frați în Hristos, care credeți în Iisus, care ați venit să-L întâmpinați și care i-ați adus credința voastră. În această noapte sfântă, clopotele sună mai frumos ca oricând. Orga răsună și tresaltă în cântări.
glasurile noastre se unesc cu a tuturor oamenilor de pe acest pământ și îl preamăresc pe acela care e viu. Natura însăși, în această frumoasă primăvară, se bucură și ea, participă și ea la bucuria Creatorului, a Mântuitorului. Lumina în această noapte este mai frumoasă, ne încălzește mai mult, ne îmbucură, căci e lumina lui Dumnezeu pe pământ. Intrați cu toții în bucuria Domnului, astăzi Hristos a înviat, aleluia! Bucurați-vă cu toții, drepți și păcătoși, pentru că astăzi Iisus celor drepți le dă răsplată, celor păcătoși le oferă gratuit. Nimeni să nu fie trist pentru păcatele sale. Iertarea s-a ridicat din mormânt. Nimeni să nu se mai teamă de moarte, pentru că astăzi ne-a eliberat Hristos Salvatorul, Cel care a biruit moartea. Hristos e viu, aleluia, și ne dăruiește viața sa nemuritoare. Lui să-i fie slavă și cinste în toți vecii vecilor, amin. Ne îndeamnă un imn străvechi, un imn grecesc, pe care ne-l prezintă biserica la această sărbătoare. Bucurați-vă, fraților, pentru că acela în care noi credem e viu și acesta ne-a adus pe pământ iubirea. Iar El, înviind din morți, rămâne în mijlocul nostru cu acest dar, darul iubirii. Lumea va exploda dacă va înceta să iubească, spunea Teilhard de Chardin. Lumea s-ar nimici dacă n-ar trăi din această iubire pe care ne-a adus-o Hristos. De aceea, în această noapte, noi care am venit aici, am venit cu credință, dar această credință noastră n-are valoare dacă nu se transformă în iubire. Pentru că Iisus Hristos, Cel care a învins moartea, a învins păcatul, i-a învins pe vrăjmași, a făcut acest lucru pentru că i-a iubit pe oameni și iubește și rămâne cu ei și le împărtășește această iubire. Fraților, a crede însemnează a iubi. În această noapte, pe lângă mărturia pe care ne-o dau evangheliști, pe lângă mărturia pe care ne-o dau primii apostoli, martiri și întreaga biserică, mă bucur să vă prezint și mărturia unui om din zilele noastre, a unui diplomat, a unui diplomat care a cunoscut ororile războiului și a fost în lagăr de concentrare. A unui diplomat care a cutreierat America, Spania, Sudul Americii și Africa, care în viața sa, cum ne mărturisește în cartea pe care el o publică, n-a încetat niciodată să iubească, pentru că n-a încetat niciodată să creadă. Cartea pe care el ne-o lasă ca mărturie a acestei credințe și a iubirii se cheamă, da,
Eu cred. Este o mărturie pe care ne-o prezintă un om ce a văzut suferința, a văzut lipsurile, a văzut ororile războiului, a trăit în aceste dureri, dar care n-a încetat să-și împlinească mandatul lui cu o iubire vie. O iubire pe care mereu și-a alimentat-o din credința în Iisus Hristos. Acest Albert Chambon a scris cartea sa, eu cred, în anul 1986. Da, eu cred în iubire, eu cred în Hristos, eu cred că lumea va învinge dacă va iubi. Eu cred că lumea va trăi în pace dacă va iubi. Mărturia lui se adaugă la mărturia lui Bernanos, la mărturia lui Léon Blanc, la mărturia lui Paul Claudel, a lui Julian Green, la mărturia lui Karl Rahner, a lui Jean Guiton, a lui François Mauriac, la mărturia pe care a dat-o Maica Teresa, la mărturia pe care o dă astăzi Biserica. Credința în Iisus însemnează iubire. Eu cred, pentru că iubirea lui Hristos, care a venit în sufletul meu acum 65 de ani, nu s-a stins niciodată. Eu cred că Iisus Hristos a venit să ne descopere prin viața sa sensul vieții noastre proprii și proiectul iubirii lui Dumnezeu cu noi. Eu cred că nu există decât o singură iubire și în această iubire sunt cuprinși toți oamenii și se regăsesc în iubirea unică a lui Dumnezeu. Eu cred că Iisus Hristos a așezat în sufletul meu o dorință profundă după dreptate, fraternitate și de care nu mă mai satur. Eu cred că lumea merge spre împlinirea planurilor lui Dumnezeu, pentru că e însuși Dumnezeu care vine mereu în întâmpinarea omului. Eu cred că toate se pot realiza acolo unde este iubire. Fraților prea iubiți, în această noapte sfântă, în care celebrăm triumful lui Hristos asupra morții și asupra păcatului, celebrăm, de fapt, triumful iubirii, al iubirii care a ajuns până la noi, a iubirii pe care noi o purtăm mai departe, a iubirii care învinge toate, a iubirii care este Dumnezeu. În această noapte sfântă aici, în catedrala noastră, unindu-ne cu toți creștinii catolici de pe pământ, cu toți cei care celebrează astăzi învierea, în această noapte sfântă în care noi ne arătăm credința noastră în Hristos, aici trebuie să ne arătăm iubirea noastră. Și știm că această iubire ne-a făcut pe noi biruitori. Și știm că au trecut zilele întunecate ale persecuțiilor, pentru că noi am știut să păstrăm legătura cu Hristos, crezând în El și iubind. Știm că martirii noștri, mărturisitorii noștri, episcopii noștri, preoții noștri, credincioșii noștri buni, au dat mărturie cu propria lor viață, cu propriul lor sânge, cu propria lor iubire despre Hristos și Evanghelie. Și la acest lucru trebuie să ne înscrim și noi, acum, la Sfânta Înviere.
Este impresionant acel fapt pe care ne-l prezintă marele culegător de texte, de idei, Anton Koch, în cartea sa prezentată și publicată la Freiburg în 1952, în Rusia cea nouă, unde se pornise, așa cum știm, o campanie puternică împotriva Bisericii, împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui Hristos, împotriva credincioșilor, la o mare adunare, unde cei care prezentau ideologia nouă au distrus în discursurile lor tot ceea ce se afirmase despre Hristos. La un moment dat, la tribună a pășit un bătrânel, încet. Lumea era agitată, neștiind ce va spune acest. S-a urcat sus, venerabil, cu o profundă evlavie în fața sa. A așteptat să se facă tăcere și acelora care au auzit numai rele despre Hristos și Biserică, el le-a spus doar aceste cuvinte. Hristos a înviat și a coborât de la tribună. Toți au rămas înmormuriți, nu știau ce să creadă. Și atunci cei care erau în sală, retrezindu-și în străfundul inimilor credința pe care o au avut-o de la moștenire de la părinți, au răspuns unul după altul încet și a devenit un cor imens. Adevărat, a înviat. Cei care au prezentat ideile lor au mărmurit. S-au împrăștiat cu toții, iar acel bătrân s-a retras și apoi a suferit pentru credința sa, dar a dat mărturie cu iubirea sa despre acela în care a crezut și a lăsat moștenire această credință celorlalți. Fraților prea iubiți, dăm mărturie acum prin viața noastră, în această lume plină de atâtea dureri, de atâtea idei, de atâtea suferințe despre Hristos cel viu. Dăm mărturie cu iubirea noastră și transmitem tuturor fraților noștri în această zi, în această săptămână, duminica viitoare, tuturor fraților noștri ortodoxi, același adevăr, aceeași bucurie, aceeași credință și aceeași iubire, spunând, Hristos a înviat, adevărat. Fraților prea iubiți, să-L invocăm acum pe Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, ca să sfințească apa pentru Sfântul Botez, pentru ca aceia care se vor naște din ea la o viață nouă să intre în numărul fiilor adoptivi ai lui Dumnezeu. Thank you.
Chiar și potopul a fost o imagine a botezului
căci și acum, ca și atunci, apa simbolizează sfârșitul păcatului și începutul unei vieți noi. Și atunci când i-ai eliberat pe fiul lui Avram din robie, făcându-i să treacă nevădămas prin Marea Roșie, tu ai simbolizat prin ei pe poporul celor mântuiți prin Sfântul Botez. Iar la împlinirea timpului, Fiul tău, unul născut, Domnul nostru Iisus Hristos, a fost botezat în apa Iordanului și uns cu Duhul Sfânt, răstignit pe cruce, l-a lăsat să iasă din coasta sa sânge și apă, iar după învierea a poruncit apostolilor săi zicând, mergeți, predicați Evanghelia la toate popoarele și botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și acum te rugăm, Doamne, Părinte Sfânt, privește cu iubire asupra bisericii tale și deschide izvorul Sfântului Botez. Revarsă în această apă, prin puterea Duhului Sfânt, harul Fiului tău prea iubit, pentru ca prin taina botezului, omul care a fost creat după chipul și asemănarea ta, să fie curățat de uriciunea păcatului în care a căzut și să devină o făptură nouă din apă și Duh Sfânt. Te rugăm, Doamne, revarsă prin Fiul Tău asupra acestei ape puterea Duhului Sfânt, pentru ca toți cei care au murit împreună cu Hristos prin botez, împreună cu El să învie la viața Harului, prin același Hristos, Domnul nostru. Fraților prea iubiți, purtând în mâini lumânările aprinse de la lumina pascală, care este lumina lui Hristos, prin misterul pascal noi am fost înmormântați prin botez împreună cu Hristos, pentru ca să trăim împreună cu El la o viață nouă. De aceea, acum, la sfârșitul acestor 40 de zile de pocăință și post, să rănuim cu toții promisiunile făcute la botez, promisiuni prin care ne-am lepădat de Satana și de faptele Lui și obligându-ne să-i slujim Lui Dumnezeu în Biserica Sa Sfântă Catolică, ne-am mărturisit credința noastră. Așadar, acum, vă întreb, vă lepădați de Satana? Mă lepăd. Și de toate faptele Lui? Mă lepăd. Și de toată mândria Lui? Mă lepăd. Credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit, a fost îngropat, a înviat din morți și șade de-a dreapta Tatălui? Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața cea veșnică? Dumnezeu Cel Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a renăscut din apă și din Duh Sfânt și care ne-a dăruit iertarea păcatelor, să ne ocrotească prin Harul Său, în Iisus Hristos, Domnul nostru,
spre viața cea veșnică. Amin. Amin. Fraților prea iubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, a cărui înviere o sărbătorim cu toată solemnitatea în această noapte sfântă. Pentru Biserica lui Dumnezeu, pentru păstorii și slujitorii ei, Domnul să-i păzească pe întregul pământ și să-și răspândească împărăția în toată lumea. Doamne, te rugăm, ascultă-ne! Pentru Sfântul nostru Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea, Episcopul nostru Petru, și toți cei botezați, Domnul să-i țină în unire, dragoste și pace. Dumnezeu să-i facă să progreseze și să îndepărteze primejdia războiului. Doamne, te rugăm, ascultă-ne!
vindecați și să le dea bucurie și speranță. Cererile noastre și să înnoiască în noi viața sa dumnezeiască. Doamne, Doamne, te rugăm, ascultă-ne. Dumnezeule atotputernic și veșnic, nemăsurată este înțelepciunea ta în toate, pe ca cei răscumpărați să înțeleagă cât de minunat ai creat lumea la începutul timpurilor și cu cât mai minunat ai răscumpărat-o la timpul cuvenit, când Hristos, mielul nostru de pas, a jertfit pentru noi, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Thank you.
să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Să primească o jertfă din mâinile tale, spre lauda și mărirea Numelui Său și spre folosul nostru și al întregii Sfintei Sale Bisericii. Te rugăm, Doamne, primește rugăciunile poporului Tău împreună cu aceste daruri, pentru ca jertfa începută în misterul pascal să se dobândească prin lucrarea Ta, să ne dobândească prin lucrarea Ta tămăduirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în această noapte sfântă în care a fost jertfit mielul nostru de Paști, Iisus Hristos. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, prin moartea sa a nimicit moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași de viața dumnezeiască. De aceea omenirea întreagă tresaltă de bucuria pascală, iar puterile cerești și corurile de îngeri cântă fără încetare imnul măririi tale. Thank you.
pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Ioan Paul al II-lea, cu Episcopul nostru Petru și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care de-n veci i-ai iubit, să ne îmbrădicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a dat pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Thank you.
Aleluia! Mulțumim!